Bună seara, stimați telespectatori ai Televiziunii Române. Suntem la aproape de capătul plimbării noastre prin Casa Altenberg. Suntem într-un fel sau altul între două lumi, între casa sau, dacă vreți, camera primarilor și camera oamenilor care au sprijinit efortul economic al unui oraș de genul și de talia Sibiului. Dar suntem și în pomenirea aceasta binecuvântată a celei din tâi și celei de-a doua flări a capului Sfântului Ioan Botezătorul. Vă aduceți aminte, decapitat de o putere politică, omul lui Dumnezeu rămâne omul lui Dumnezeu. Și ucenicii săi iau capul acesta lui Ioan Botezătorul, ascunzându-l pentru a nu fi nici de cum rănit și după moarte. Dar mai presus decât toate, trebuie să țineți minte că locul înălțării Domnului Hristos la cer, pentru a ședea de-a dreapta Tatălui, este, după tradiție, același loc în care a fost îngropat prima și a doua oară capul lui Ioan Botezătorul. E ca și cum Domnul Hristos și-a luat drumul spre cer de pe umerii lui Ioan Botezătorul, care și-a dat capul de dragul lui Hristos. Cuvânt bun astăzi descoperim în Psalmul 45. Ca să mergem mai departe liniștiți în vinerea aceasta de postire și ia o zi plină de sobrietate liturgică. Dumnezeu este scăparea și puterea noastră, ajutorul în întunecazurile ce ne împresoară. Pentru aceasta nu ne vom teme când se va cutremura pământul și se vor muta munții în inima mărilor. Venite-au și s-au tulburat apelelor, cutremuratul sau munții de tăria lor. E semn că la vremea în care David scrie cuvintele acestea, pământul și cerul erau la fel de greu de ținut în mână de către oameni. Ne lăudăm de câțiva ani buni cât de buni suntem în menținerea echilibrului continental, deși ne batem joc vizibil de pământ. Dar pierdeți în vedere că psalmistul are dreptate. Totul este în mâna lui Dumnezeu și nu cu pământul discuți ca să se liniștească. Nu cu cerul discuți ca să se liniștească, ci cu acela care a făcut cerul și pământul. Nu e deloc tragic ce spune David. Este modul lui de a observa natura din jur și de a ne spune că în viețile noastre trebuie să lăsăm loc un pic mai mult lui Dumnezeu decât tot ceea ce credem noi că ar fi o știință care strânge într-o mână, într-o singură mână, toată știința lui. De altfel, psalmul se și încheie așa: opriți-vă și cunoașteți că eu sunt Dumnezeu, înălța-mă voi între neamuri, înălța-mă voi pe pământ, Domnul puterilor cu noi, sprijinitorul nostru, Dumnezeul lui Iacob. Să ne oprim și să cunoaștem că El este Dumnezeu. Aud de an bun. Repet, cum oamenii își fac calcule, cum mută pământul din loc și cum îl răstoarnă. Locurile nu sunt așa de simple. Nici morțile, nici învierile, nici întunericul și nici lumina nu țin de partea noastră de lume, ci țin de taina cea mare a prezenței lui Dumnezeu în sufletele noastre. Mâine este o nouă zi.